Domnul Adrian Negrescu, consultant financiar. Mulțumesc, domnule Negrescu, ce înțelegem? Pentru că vedem că cei mai mulți români se învârt acolo în jurul scorului 600 și fără să știe, după ce aplică și cer informații, se trezește omul că a ajuns la 500 și nu îi se mai aprobă nimic. Da, pentru că băncile nu vor să-și piardă clienții și sunt într-adevăr bănci care refuză refinanțările. De ce? Pentru că până la urmă scopul lor e să facă bani. Dacă își țin clienții captivi și nu pleacă la alte bănci, înseamnă că fac bani în continuare. Ei, ce trebuie să știe clienții în momentul de față legat de scorul ăsta? În primul rând să-și plătească la timp ratele. 35% din scorul ăsta e făcut de istoricul de plată, adică dacă ți-ai plăti la timp în fiecare lună ratele la bancă. Apoi contează foarte mult veniturile. Dacă ai venituri de peste 8.000 de lei pe lună, da, te poți refinanța. Sub suma asta, într-adevăr, se ridică semne de întrebare și probabil să nu primești refinanțări. Iar pe de altă parte, dacă vrei într-adevăr să scapi din rata asta foarte mare pe care o ai de plătit, uită-te foarte atent în piață, pentru că sunt foarte multe oferte de la bănci și cere sprijinul unui expert în domeniu, adică unui consultant pe zona de creditare, ca să scapi de acel semnal de alarmă pe care, iată, prin această înțelegere, băncile... Da, deci așa, dacă apelezi la serviciile unui consultant, nu mai faci tu cererile, nu mai văd că ai cerut același împrumut de peste tot și ca să fii taxat, domnule Negrescu. Și dacă toată lumea știe, inclusiv Consiliul Concurenței, că se fac astfel de practici, când se iau și măsurile? Pentru că știm, durează foarte mult aceste anchete.